aflăm în fața unui nou eveniment, să zic așa, Cupa Ligii, care organizăm cap-coadă noi, Liga Profesionistă de Fotbal. Și suntem bucuroși că avem alături de noi și un sponsor redutabil pe piața românească, Adeplast România, care împreună cu dânsii și cu mass media și partenerul media care îl avem pentru campionatul românesc, vrem să facem două competiții care să ne facă cinste și să le organizăm cât mai bine. Vreau să felicit cluburile care au promovat anul acesta, Clubul Rapid, Târgu Mureș, ASEA Târgu Mureș, CSU Craiova și CSMS Iași, pentru că sunt patru cluburi cu tradiție și aveam nevoie în campionatul românesc și în Cupa Ligii de echipe cu tradiție care în decursul anilor au făcut performanță. Vreau să facem din aceste două competiții ca fanii să fie mulțumiți și să se bucure de un spectacol cât mai frumos și sper ca acest campionat să fie foarte interesant, pentru că acest an retrogradează 6 echipe și promovează doar 2. În același timp vor să mulțumesc cluburilor că au fost de acord să reducem numărul de echipe de la anul. Au înțeles că de la anul va fi o competiție mai interesantă, cu play-off, play-out, și sper și fanii să fie mulțumiți în același timp. Așteptăm debutul celor două competiții cu mare interes și cred că și dumneavoastră la fel. Acestea fiind spuse, aș trece la procedurile care le vom face astăzi. Începem cu Cupa Ligii, pentru că este competiția care deschide sezonul. Și dau cuvântul domnului secretar general. Bună ziua, înainte de a trece efectiv la desfășurarea procedurii de tragere la sos pentru Cupa Ligii, aș vrea să vă spun și eu că vă mulțumesc că sunteți prezenți într-un număr atât de mare în această sală. Mă bucur că este pentru prima oară când acest eveniment se desfășoară într-o altă formulă și este transmis în direct de către o televiziune și sperăm că pe fiecare an această primă etapă, să-i spunem așa, din sezonul competițional să se desfășoare cât mai bine. Alături de mine se află Roxana Ciuhulescu, care ne va ajuta la această tragere la sort. Așa cum bine știți, procedura de astăzi se va desfășura în două faze. Mai întâi vom extrage la sort Cupa Ligii, Adeplast, iar după aceea, în partea a doua acestui eveniment, vom stabili programul competițional, Campionatul Național Liga 1. Așa cum a spus și domnul Iorgulescu, competiția Cupa Ligii este una nouă, însă una care începe cu un meci extrem de puternic, FC Rapid București CS Universitatea Craiova, ceea ce definește această competiție ca fiind una de elită. Vor participa toate cele 18 echipe din Liga 1. Premiile puse în joc sunt de aproximativ 1 milion de euro și alături de această competiție va fi și sponsorul nostru principal pentru Cupa Ligii, compania Adeplast. Reprezentantul companiei Adeplast este aici. Înainte de a vă prezenta efectiv în ce constă tragerea la sort pentru Cupa Ligii, aș dori să ne spună câteva cuvinte despre companie și despre ceea ce înseamnă pentru ei competiția Cupa Ligii. Bun, mulțumesc foarte mult domnule secretar general, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Înainte de toate, permiteți-mi să vă doresc să aveți o zi excelentă, un sezon foarte bun. Permiteți-mi să mă recomand, mă numesc Bogdan Pârvu și reprezint compania Adeplast, care este unul dintre liderii pieței naționale de materiale pentru construcții, finisaje și termoizolații. Vă salut pe toți cu respect, pentru că
Faceți parte din fenomenul fotbalistic românesc, îl reprezentați cu succes, în calitatea noastră de președinți de cluburi, de oameni de decizie, dar și în calitatea noastră de importanți reprezentanți ai mass media sportive. Compania de plast a hotărât să-și lege numele de această nouă competiție, crede foarte mult în succesul ei, își dorește foarte mult să susțină competiția și performanța, a de plast a dovedit prin ceea ce a făcut până acum că a performat, de aceea ne legăm cu toată simpatia și cu toată bucuria numele de această competiție, credem foarte mult în succesul ei, dorim să devină, este și să devină o competiție de elită, așa cum, de exemplu, Cupa României este o competiție de tradiție. Dorim ca în viitorul apropiat această competiție să devină foarte valoroasă, iar noi vom participa în calitatea noastră de sponsor principal la valoarea adăugată a acestei competiții prin premiile pe care le vom pune la dispoziție, dar și prin toată implicarea noastră cu pasiune și cu respectul cuvenit fenomenului fotbalistic românesc în primul rând, pentru că știm cu toții, fotbalul produce emoții, produce surprize. Este un fenomen frumos de care ne bucurăm, să ne bucurăm alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult și mult succes vă doresc tuturor în noua competiție. Mă bucur și eu ca și domnul secretar general că această competiție va debuta cu un meci de tradiție care, din păcate, în ultimii ani a lipsit din fotbalul românesc. Craiova Rapid. Sunt convins că într-un viitor foarte apropiat, Cupa Ligii va deveni ceea ce și-a propus să devină, o competiție de elită și de succes. Mulțumesc încă o dată și mult succes tuturor!